Ne aflăm la ferma piscicolă Dracșani, din județul Botoșani, ferma aparținând societății comerciale Piscicola Isa Botoșani. Principala activitate a societății noastre este producția de pește. Principalele specii pe care le producem sunt crap, caras, sânger, novac, cosaș. Producem cantități mici și oarece răpitor, șalău, somn, dar cantitățile aș putea spune că sunt nesemnificative în comparație cu producția celorlalte specii. În ultimii 10 ani, ca să spun așa, am reușit să ne modernizăm activitatea de producție prin accesarea de fonduri europene. Am reușit să implementăm 3 proiecte care cuprind lucrări de construcție, montaj și un proiect de achiziție utilaje. Dacă primele 3 proiecte care au inclus lucrări de construcție, montaj au fost realizate prin programul operațional de pescuit POPAM, programul mare, ultimul proiect care l-am implementat care acest an a fost prin intermediul FLAG Iazurile Moldovei. Am reușit să achiziționăm prin acest ultim proiect utilaje, doar utilaje, deci fără construcție, montaj. Am achiziționat o cositoare performantă, modelul Conver. Am mai reușit să achiziționăm un magazin mobil și încă o izotermă cu care facem livrări pe piața locală. Suntem printre producătorii medii ai acestei țări. Facem parte din asociația Romfish. Romfish-ul este reprezentată de producătorii de pește din nordul Moldovei. Peste 90% din producția de pește al asociației este reprezentată de județele din nordul țării, iar la nivel național producția Romfish-ului depășește o treime din cantitatea produsă pe teritoriul României, exceptând Delta. Producția totală undeva în jur de 800 de tone, din care 400-500 marfă, diferența producției neterminate, adică puiet. Potențialul piscicol al zonei, dacă ne referim la județ, noi înainte eram 7 ferme piscicole, din care 5 chiar lucrează aproape la capacitate. Capacitatea de producție a zonei n-a scăzut foarte mult după Revoluție, în cadrul fermei piscicole Dracșani, sau dacă ar fi să amintesc cu altă fermă, cum ar fi Havărna, producția a crescut, deci producția pește a crescut. Producem, ce aș putea să spun, că județul Botoșani produce un procent semnificativ din producția de pește a țării. Forța de muncă este deficitară și vrei, nu vrei, ca să poți supraviețui, ești nevoit să modernizezi, să mecanizezi această activitate. Este dificilă, dacă nu imposibilă, mecanizarea activității de pescuit. E greu să vorbim despre mecanizarea tragerii năvodului, dar am reușit să modernizăm celelalte activități, cum ar fi distribuția de furaje, distribuția peștelui, care într-adevăr, da, cu ajutorul acestor fonduri am reușit să creștem calitatea acestei activități și să reducem efortul de muncă al salariaților.